Evenimentul, deja tradițional, dedicat începutului de primăvară, a reunit, la olaltă, la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava, doamne și domnișoare din zona publică, antreprenorială și civică a Sucevei și nu numai, care s-au revăzut și au avut din nou ocazia să sărbătorească, să socializeze, să primească daruri și flori, să fie sărbătorite. Ca de fiecare dată, gazdele evenimentului au fost Angela Zarojanu de la Asociația SEVA și Cătălina Biholar de la Televiziunea Intermedia. A 12-a ediție a evenimentului Femei de Succes, performanța la superlativ a debutat cu Rugă pentru Pace de Ana Blandiana în contextul multiplelor crize cu care ne confruntăm și în asentimentul conferinței centrale a evenimentului. În fața unui public preponderent feminin, a urcat pe scenă pentru a lua cuvântul viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovski, Ovidiu Milici, consilierul primarului Ion Lungu, prefectul Alexandru Moldovan, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Vasile Tofan, Angelica Fădur, deputat și președinte al Organizației Județene a Femeilor Liberale Suceava, Dona Iacoban, subsecretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Larisa Blănar, președinte al Organizației Județene de Femei PSD Suceava, Amalia Georgescu, secretar general al Organizației Femeilor Antreprenori din UGIR, președinte OFA UGIR Iași, Roxana Dumitrache, doctorand în științe politice, fost coordonator al ICR Londra, scriitoare și constantă apărătoare a drepturilor omului, o luptătoare pentru egalitatea de gen. Prelegerea dedicată acestei ediții a evenimentului Femei de Succes, performanță la superlativ, a fost susținută de Aurora Martin, după un preambul al profesorului Gabriela Cazac. Tema este una care ne preocupă mereu, vocea femeilor în contextul crizelor multiple globale actuale. Am fost expert într-un proiect, un proiect care se numea Justice Has No Gender, Justiția nu cunoaște diferențe de gen, un proiect cu care am mers în mai multe licee din România. Din fericire, mi s-au alocat și două licee din Suceava, din Gura Humorului și din Pălticeni. În momentul în care am discutat cu elevii din Pălticeni, am aflat că în Pălticeni există un muzeu al personalităților orașului. Foarte frumos. Minunat. Și am întrebat ce personalități feminine sunt în acest muzeu. Nu prea o știu să-mi spună. Împreună am identificat două personalități. Monica Lovinescu și Sofia. Este vorba de Sofia Cocea, născută la Fălticeni în anul 1839 și recunoscută ca fiind prima femeie gazetar din România. Nu multă lume știe că a trăit doar 22 de ani și că în 22 de ani a fost prima femeie gazetar din România, scriind un articol absolut remarcabil despre unirea principatelor, așa cum se vedea de la Fălticeni. Și am înființat o școală privată pentru fete, un fel de pension. Iată ce, una dintre primele instituții de acest gen. Iată ce valoare despre care nu se vorbește. Generația de astăzi va ști să-mi spună mult mai multe lucruri despre un rapper sau o vedetă fabricată peste noapte decât despre niște repere culturale fundamentale din cultura română. Gala Femei de Succes este un capitol distinct și important al evenimentului primăverii, o surpriză pentru laureate care au fost luate prin surprindere de acest gest de recunoștință. În aplauzele publicului și copleșite de emoție au fost onorate canotoarea Ionela Cozmiuc prin prezența mamei sale, maica Gabriela Platon, stareța mănăstirii Voroneț, Nadia Crețuleac, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, Victoria Zidaru, inițiatoarea fermei de artă din Liteni,
Daniela Ceredeev, inspector școlar și membru de bază al Societății Femeilor Ortodoxe, Maria de Mango, Maria Teodoreanu, directorul Colegiului Tehnic Petru Mușat și militantă pentru tinerii capabili de performanță, dar și de cei aflați în risc, Adriana Cușnir, voluntar SMURD Suceava, Ana Maria Lăzăruc, antreprenor și dezvoltator de proiecte care răspund unor nevoi educaționale și de prevenție pentru sănătate, și Alona Cabalona, voluntar pentru refugiații ucraineni. Evenimentul a avut și o cauză filantropică, astfel că au fost colectate donații pentru victimele cutremurelor din Turcia și Siria. Evenimentul s-a încheiat cu un concert alter ego. Evenimentul Femei de Succes, Performanța la Superlativ, este organizat de Asociația SEVA, alături de Televiziunea Intermedia, Clinica, Nova Optic, Monitorul de Suceava, EduMax, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Suceava.